Alegerile interne în PSD bat la ușă, iar Mihai Weber spune că nu se teme de competiție. Președintele executiv al partidului va intra în cursă fără emoții și afirmă că invită și alți colegi să candideze dacă sunt interesați să preia freiele organizației de la Gorj. Cosmin Popescu a declarat oficial că s-a luat hotărârea ca Weber să-și depună candidatura pentru funcția de președinte, iar Cosmin Popescu va candida pentru funcția de președinte executiv al PSD Gorj. Alegerile interne pentru funcțiile de conducere ale organizațiilor județene se apropie, iar socialdemocrații au stabilit candidații pentru cele mai importante funcții din partid. Mihai Weber, cel care va candida pentru funcția de președinte, afirmă că el l-a susținut pe Cosmin Popescu pentru cea mai importantă poziție din partid. Eu am avut discuții de-a lungul timpului și vă mărturisesc că am susținut de-a lungul timpului ca Partidul Social Democrat de la Gorj să fie condus de Cosmin Popescu. Știți foarte bine că am făcut o echipă de la bun început, de la preluarea acestui mandat și a mandatului de președinte și a mandatului de parlamentar. Însă am avut tot felul de discuții și am decis ca eu să merg și să candidez pentru funcția de președinte, iar Cosmin Popescu pentru funcția de președinte executiv. Mihai Weber spune că nu se teme de competiție în cazul în care va avea contracandidat pentru funcția de președinte al PSD Gorj. Mai mult, Weber spune că lista candidaturilor este încă deschisă. Nu mi-este teamă, pentru că știți foarte bine că niciodată nu mi-am dorit o funcție. Am considerat că accede pe poziție trebuie să ai susținerea și tot ceea ce stă la baza echipei este un dialog, o transparență și o deschidere totală. E vorba de o echipă, nu e vorba de o persoană. Încă o dată, lista e deschisă pentru oricine dorește, numai că trebuie să-și asume și să-și anunțe intenția, sigur. Așa cum am făcut-o și oricine poate să facă lucrul acesta. Alegerile în interiorul Partidului Social-Democrat vor începe în luna iunie și vor continua în toamnă. Nu se cunoaște încă o dată exactă când vor fi alegeri interne în PSD Gorj.